Alexandru Rafila a fost audiat ieri în Parlamentul României, unde a făcut precizări legate de introducerea certificatului verde ca și obligatoriu pe teritoriul țării noastre. Medicul a susținut faptul că certificatul verde trebuie introdus doar atunci când se anunță o agravare a situației, dar în anumite condiții. O propunere ar consta în introducerea certificatului verde doar după 3 săptămâni de creștere consecutivă a incidenței și ar putea fi eliminat când rata de infectare scade. În Parlamentul României au început audierile miniștrilor nominalizați de PSD și PNL în noul guvern de coaliție sub conducerea premierului Nicolae Ciucă. La Comisia de Verificare i-a venit rândul și lui Alexandru Rafila. Acesta a mărturisit că certificatul verde va deveni obligatoriu numai în condițiile în care incidența va crește pentru 3 săptămâni consecutive. Trebuie să fie acces liber peste tot. Ar fi un lucru bun să fie eliminat. Da. Dacă scade vertiginos. Legea privind obligativitatea certificatului verde COVID la locul de muncă este blocată în Camera Deputaților după ce a fost respinsă de Senat. Acum este obligatoriu certificatul verde COVID pentru accesul la mall, în instituții publice sau la restaurant, însă introducerea acestei măsuri s-a făcut prin hotărâre de guvern, nu prin lege.